Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Școala Cuvântului. Astăzi avem prelegiul să descoperim lucrurile foarte frumoase, eu aș zice înălțătoare, pentru că ceea ce subiectul pe care îl prezintă evanghelistul Marcu în ultimul capitol, în ultima parte a sa a Evangheliei, este legat de speranța omenirii și anume învirea Domnului. Alături de mine, colegii mei de platou. Sunt Roman Sabur, domnia sa este profesor de istorie. Bine ați venit. Bine v-am găsit. De asemenea și uh, inginer programator, uh, domnia sa Nicolae Popov. Bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Interesant uh, cum zice apostolul uh, apostolii de fapt mărturisesc iar Marco a înregistrat în urma acestor uh, mărturii, dar ce interesant că el a fost martor ocular la multe lucruri care s-au întâmplat. Evident că în Evanghelie sau Evanghelia lui, el se adresează către contemporanii săi, către civilizația de atunci, către lumea, se poate de spus lumea romană, cu o limbă greacă, cu o filozofie de amalgam și o practică latinică și sigur că evrei care acum trebuia să transmită un mesaj, un mesaj de speranță pentru această civilizație și vă dați seama cât ce provocare pentru, pentru ei era. Însă, înainte ca să vorbim despre aceasta, înainte ca să ne prezinte marcul lucrul acesta, ne sunt relatate evenimentele grele, aș zice eu, de vinerea, pentru că cei ce se prezintă sunt, de fapt, concentrate în câteva zile. Da. Vinerea, vinerea răstignirii Domnului Hristos, sâmbăta sau sabbat sau șabat, așa cum lumeau evrei. și sigur că duminica, prima zi a săptămânii, învierii. Și acum întrebarea, care a fost atitudinea ucenicilor până la înviere, adică până duminică. Și vă dați seama, vineri, ce drama au trecut ei și ce s-a întâmplat cu ei, sâmbătă, unde vrei nu vrei erau în liniște și... Și acum, duminică. Până la înviere și după înviere. Da. Joi noapte, spre vineri, a fost o noapte grea. Știți, a fost o noapte de pregătire. Îmi aduc pe vremurile studenției când ne s-a anunțat, uite, peste o săptămână să fie examen, da? Și atât cam așa, era noaptea de examen, când noi Desbucim ne pregăteam, de... când și după ce dai examen, tu mă, după examen, peste vreo săptămână, două, înțelegeai cam ce ai învățat. Poate să mai așezau câteva lucruri, da? În joi, noaptea spre vineri, era momentul când Domnul Hristos încearcă să le transmită ce urma să se întâmple. Și ce urma ca ei să facă, să fugă, să lepide. Ceea ce ei n-au înțeles. Și ce atitudinea lor pe atunci era una, față de momentul de vineri, una ușuratic. Cu toate că noi altfel n-am fi procedat decât dânșii, da? Iar Păteați seama că ei nu, nu conștientizau. Iisus le spunea evident. că se va întâmpla, dar ei gândeau că o să fie încă un an, încă da, doi ani, știi, da. câți ani că o să mai fie. Mai ales lui Petru îi spune, eu m-am rugat pentru tine, satana vă va cerne, da? Și pentru doamne, cum așa? Eu cu tine merg și până la sunetul cocoșului. Da. Da, da, da. și anume lui spune, pentru că el era cel mai așa, mai... Uh, izbit da, și în e, Nu accepta lucrurile care se spun, dar uh, în consecință demonstrează că era exact așa cum a spus Hristos. Da. Însă după, așa cum sună și întrebarea noastră, cum s-a schimbat după, uh, avem diferite atitudini. Uh, Iuda, știm cu toții ce a făcut, Petru este cel care își dă seama de, de greșeala pe care o face și nu are unde să se ducă decât doar la tine, Doamne, prin să vedem, așa cum ai zicea odată. El se întoarce la Dumnezeu, ceilalți ucenici care fug se răstrâng și ei înapoi, dar atitudinea lor de după era una de teamă, era una de dezamăgiri, de frustrare da, și de a clarifica mai departe ce urmează pentru că trebuia să știi ce faci. Este un context destul de greu și pentru dânși, pentru că este un context în care Hristos este răstignit în calitate de om care a încălcat legea. Ce o se întâmplă mai departe cu ei, cei care au fost lângă Hristos, da? vedem mai târziu că undeva vor exista niște încercări de a fi acuzați de fapt că au furat corpul, că ne-am și Deci, inclusiv, probabil că asta e frământat. Ce va fi mai departe? Ce o să facem mai departe? Cum ne descurcăm noi? Care este rostul nostru? Pentru că rostul nostru până acum a fost trei ani de zile, noi am luat cu Hristos. Acum mai departe ce facem? Este o perioadă și înainte de asta este grea, dar și după răstignirea lui Hristos până când Hristos nu se ivește și clarifică lucrurile și tot este o perioadă destul de grea. Deci gândurile câteodată te frământă și îți face viața un calvar mai ceva decât uh, uh, suferințele fizice. Da, da, da. Interesant că erau deprimați. Vă dați seama, Mugenii, hmm. învățătorul lor a murit acum uh, în mormântarea, în mare. dar și mormântul este sigilat și încă păzit de romani și vă dați seama câtă atenție din partea organilor juridice, de forță, asupra acestui umil și în același timp mare învățător. Ce se întâmplă? Dar ce se va întâmpla cu ei? Că dacă a terminat-o cu învățătorul, s-a de învățăciei lui. Dar cine sunt ei? Și vă dați seama că sunt adunați, închiși, încuiați clandestin stând acolo numai ca să nu îi vadă, să nu fie în văzul oamenilor. Și iată, după înviere, se schimbă absolut totul. Deprimarea se transformă Sunt în bucurie, în speranță. Da. Și probabil că foarte frumos prezintă Apostolul Pavel în trimiterea sa, în epistola sa, sfânta epistolă către romani, în capitolul 6, versetul 4. Deci noi cei care am fost botezați în moartea lui, adică în Hristos am fost botezați și am înviat, deci am fost îngropați împreună cu El, dar și am înviat împreună cu El. Se poate de spus că exact aceste cuvinte reflectă situația ucenicilor Domnului Hristos. Au murit, da, împreună. <laughs> și sâmbăta, vineau <laughs> după lege, nu făceau nimic, n-au plecat nimic și sâmbăta erau ca și cum înmormântați și ei pentru societate, pentru sine, pentru, vă dați seama, pentru rude, pentru toți. Nu știu ce să creadă, știți, nu știu, e o stare de moarte, nu știu, sunt în viață, nu sunt, nu știu nimic, ce să facă. E ca un fel de moarte a gândurilor, a ideii, a direcției, a existenței, dacă doriți, și doar după învierea Domnului Hristos au înviat și ei. Au înviat și ei în viață. Mi se pare acele cuvinte foarte frumos spun despre această diferență dintre până la moartea, până la învierea Domnului Hristos și uh, după înviere. Interesant în continuare, uh, Marcu descrie cum a fost de fapt învierea. <laughs> și uh, ce argumente prezintă Marcu despre realitatea învierii lui Isus. Pentru că vă dați seama, el scrie lumii sale, lumii romane, iar acum da. trebuie să dovedești. Nu prea crede oamenii în viere. Da. Mm -hmm. Aici, clar că în, în cartea lui Marcu vedem etapele da, după, mm -hmm. după înviere. Primii care vor, se vor ciocni de fenomenul în, nu știm, l-au văzut pe Hristos viu. I-a văzut numai pe îngeri, deci sunt soldații romani care deci, păzeau acel mormânt. Eu cred că undeva acești soldați au fost și salvarea ucenicilor. Pentru că dacă mai târziu ucenicii sunt acuzați de fapt că au furat corpul lui Hristos, avem soldații romani care pot să demonstreze că nu a fost așa. Și evident că ucenicii nu au fost căutați pentru ca a fi pedepsiți. Exact, plus no, asta că nu da, deci no, în nu li s-a incriminat lucrurile. Da. Da. Și respectiv, sigur că ei erau în așteptare lucrurile nu s-au schimbat foarte mult în raport cu libertatea lor de vineri seara până duminică dimineață și respectiv Așteaptă sau sunt în, în situația de a, de a aștepta deznodământul de mai departe. Și vedem că uh, primii care văd sau află despre înviere sunt acele trei femei, da? Deci, Maria, Maria lui, Mama lui Iacov și Salome, da? Deci, uh, primii oameni cărora li se ivește, uh, deci, Îngerul, da? Și Realitate. spun, realitatea, da? Care mm -hmm. este? Și ei se spună adevărul, deci sunt femeile care nu erau cele, hai să spunem, nu erau în fruntea societății. Femeia în Antichitate era femeie până la urmă. Ea era în spatele bărbatului. Și atunci când vine și îți spune o femeie despre faptul că s-a realizat o minune, ești cam sceptic trăind în acea perioadă. <laughs> și vă dați seama mesajul pe care le aduce ucenicilor, au înviat Iisus, nu am venit și povesteau. Ce interesant că Marcu prezintă învierea din punct de vedere a femeilor. E un lucru, un detaliu care mi se pare mie foarte frumos. De ce? Pentru că și cu niște explicații pe care el le include. De ce? Pentru că, hai să fim sinceri, cine poate să descrie din punct de vedere a unei femei? De cum vede o femeie? Și vă dați seama, mergeau femeile, s-au pregătit și iată din punctul lor de vedere ce au, au văzut că mormântul... E gol. Uh, deci nu este straja. Hmm. Piatra este e dată la o parte. parte. Până a ajunge la mormânt, ei se îngrijorau. Dar cine o să ne dea? nu, piatra? Se gândeau cum să găsească pe cineva, vreo câțiva bărbați care să prevălească, că n-aveau cum să aibă așa, așa, așa putere. Și uh, Spre mirarea lor văd uh, piatra dată la o parte, adică intrarea ușa, și deschisă da. și uh, intră și vă dați seama cu ce frică, păi la ce se aștepte, ce este acolo. Și nu găsesc pe nimeni. Și în cazul acela, în momentul acela, nu știu nici știi în ce se gândească, apar în îngeri. Da. Și uh, lucrul acesta arată, deci Marcu descrie din punct de vedere a unei femei a femeilor. Și de aici anterior noi putem să înțelegem că soldații nu sunt acolo uh, pentru că au luat-o la sănătoasă. Mm. Uh, cadavrele nu sunt. <laughs> nu zac nicăieri. Uh, peceta este ruptă, cineva cu forța a dat la o parte și evident că nu sunt soldații, că ăștia nu o să execute astfel de ordine să încalce. Da, pentru că nici nu sunt acolo prezenți. Trebuia să fie cineva cu o potență impunătoară fizică, ca da. să, așa, și uh, nu este corpul, adică unde ar fi. Și cel mai interesant lucru, uh, pentru ce le-ar trebui corpul Domnului Hristos? Da, primul gând la ce s-a dus, la faptul că l-au furat, da. l-au luat farisei probabil, sau da, dar e interesant cum descrie Marcu, el parcă concentrează face un concentrat. aici în două, trei versete și spune că s-a arătat întâi femeilor, după aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ucenici, după aceea s-a arătat la ceilalți ucenici, spune s-a arătat și la alți mulți oameni. Da? Deci în câteva versete a concentrat tot ca să dea dovadă oamenilor că într-adevăr acest om, Iisus, el a înviat. Da? Și... Eu mă gândeam la, la ideea asta și mi-a venit așa un gând de, oare de ce în Republica Moldova nu avem și noi așa a înviat Ștefan, da? Sau și toți... Știți că au fost unele curente în, în, religie de bază a Republicii Moldova care câțiva au considerat că un oarecare mucenic a înviat, dar asta s-a liniștit trepte. În însăși, religia lor, da? Nu s-a dus departe. De ce? Pentru că n-a avut loc că dacă nu, ar fi avut loc, exact, dacă ar fi fost o realitate, noi avem aici și înseamnă să fie realitate. Și... E, Mă gândeam din punct de vedere al meu ca inginer, da, ca un programator, iată când îți vine o idee și când vrei să, să faci ceva, cum cu ochii? îți ochii? Sclipesc, sclipesc ochii, vrei să faci, vrei să duci la îndeplinire, nu ai somn până nu termini lucrul ăsta și, și, tot totul radiezi ca de, de această închipuire care vrei să o realizezi. Și atât, dacă ar fi fost ucenicii că pur și simplu ei s-au auzit că am viat, dar noi nu știm, da, sau ceva de genul, s-au spus ei o minciună că am viat sus mai exista înflăcărarea asta ca să meargă ei până și la moarte pentru acest concept al lor și această idee? Cu siguranță că nu. Și noi avem dovezi în, țara noastră, cum și ziceam, da? sau, sau, și, și în, în, lumea întreagă sunt atât de multe dovezi de genul ăsta. Dar în momentul când lucrul acesta s-a întâmplat, ești înflăcărat de ceea ce vrei să realizezi. Și asta este și dovadă. Că multă lume a văzut pe, zice Scriptura, că mulți au văzut pe, pe Iisus în viață. Dar dacă în ei n-a fost înflăcărarea asta, și este și dovada că El este viu. Numai că a fost dată pe o parte, că poate și romanii cei doi care au stat și au văzut și ei, poate, poate au fost și primii. <laughs> Dar faptul că oamenii aceștia au fost atât de înflăcărați și au putut să, să, să predice la atât de multă lume și au putut să aduni atât de multă lume în prejurul lor, însuși faptele lor mărturiseau despre asta, că să, să spui o idee simplă și după aceea să-ți duci să de treaba ta, oamenii nu se adună -adun în jurul meu așa. Oamenii se adună când eu trăiesc ceea ce eu vorbesc. Și atât, Pavel trăia când Hristos i-a apărut în fața lui, da? Și atât înflăcărarea asta care apare, asta și dovada în lui Hristos. Asta mai mare, mai mare dovadă ca înflăcărarea care apare în inima omului și poate să predice cu puterii până și în moartea lui predică, asta este dovada în Și ce îmi place în toată istoria sau cum descrie Marcu? Vezi că pe atunci nu erau camere. <coughs> nu puteai să faci un stream. <laughs> să înregistrezi, să faci niște probe video de toate ce s-au întâmplat. Singura tehnologie atunci, ultima tehnologie care a fost, să relateze din mărturia cuiva. Să vezi filmat de ochii cuiva. De ochi. Da. <laughs> Și asta îmi place că tehnica pe care o folosește în relatare, Marcu, este exact prezentă ca fiind martori, ca mărturii, mărturii din partea altora. Ochi care au văzut și prin aceasta e ca și cum un film care se derulează în fața ochilor noștri. Și toate acestea sunt doar pentru ca noi să înțelegem că este o realitate învierea Domnului Hristos. Ce s-a întâmplat cu ucenicii în momentul în care i-au conștientizat că totuși, Isus a înviat. Ce i-a convins pe ei că a Isus? Da, ultimii au fost cei 11 care l-au văzut. Ultimul a fost Toma, da? Deja cunoaștem din... Și, iar și dacă vorbim despre ultimul Toma, da? Deci, hmm. ca să creadă că el este acela, el îi spune vin în și pune mâna pe, pe mâini și o să e vezi rând. că eu de fapt sunt. Că un duh, un, ostafie, stafie, nu pot să o atingi, nu poți să... Deci este ceva care este imposibil de atins. Dar el spune, vin și pune mâna și să vezi că eu de fapt sunt acela. Și sigur că după ce ei conștientizează că acesta, acesta cu adevărat este Hristos. Hristos ce face? Le spune ce trebuie să facă mai departe. Pentru că asta, de fapt, ei așteptau. Ei nu știau cum sau ce, ce se urmează să ocupe mai departe. Hristos le spune, voi trebuie să mergeți, să propovăduiți, iar pentru asta veți avea un set de instrumente pe care le veți folosi pentru a faci cunoscut oamenilor despre viestea pe care am adus-o eu. Vă dați seama câtă bucurie avea ei în inimă. Dacă a înviat Hristos, nu, cine a mai fi înviat? Păi, a înviat Iisus Hristos. Deci, evident că este nu este un simplu. Este Domnul, este Mesia, este Cel care atât de mult era așteptat și cuvintele Lui s-au adeverit. Și vă dați seama, acum, nu, nu știu ce reacție ar fi avut atunci cinci imediat, dar se gândea, ei, acum va fi revanșa. <răzări> da. <răzări> acum ne revanșăm. <răzări> da, eu, eu văd chestia asta ca o uh, situație... Din, hai să spunem așa, epoca medievală, un meșteșugar care își învață calfa, toată viața, pentru a fi pregătit ca la un moment dat să devină independent în activitatea pe care are. Fie că e vorba despre turnător de sticlă, cioplitor în piatră, el lucrează alături de, de meșter, toată maestru. viața, maestru, toată viața, ca la un moment dat să devină independent. Iată, este faza când ucenicii care în calitatea lor de ucenici sunt obligați de circumstanță, de realitatea care era în acea perioadă, să se despartă de Hristos, fizic vorbind, pentru că spiritual trebuiau să fie întotdeauna alături de Hristos, și să meargă mai departe să facă exact ceea ce au făcut și au văzut că făcea Hristos pe parcursul vieții până atunci. Și toată aceasta, toată înflăcărarea despre care vorbiți dumneavoastră, despre această misiune în care uh, Domnul Hristos mai târziu îi trimite, uh, toate sunt în jurul sau toate sunt pornite <coughs> sau ca esență în învirea Domnului Hristos. Uh, ce spune Marcu? Uh, cine l-a văzut pe Isus înviat? Am vrut un pic să notez la ceea ce ziceați și vă imaginați ce bucurie ucenicii au avut când au văzut pe Domnul lor în viață. Iată, uneori se întâmplă în viață când ai niște experiențe frumoase, da? Și dai niște mărturii puternice sau niște convingere, văd da și le spus și aștepți că ele se vor împlini. Și iată, Petru este în situația în care Domnul Hristos îl întreabă. Cine zic oameni că sunt eu? Da, așa e. Spune, da, așa, este da voi? voi și atunci Petru ce îi spune? Da? Tu ești da. Dumnezeu, nu carne ți-a descoperit, ci Duhul Dumnezeu. Și atunci Petru stă și să se gândește, băi, ți-nchipui, prin mine vorbi Dumnezeu. Băi, oare așa să fie? Uite, cum a să se întâmple? Hop, și se întâmplă. Joi, vineri moare, ștos, și Petru stă și să se gândește, ce a fost asta? Acum eu am vorbit niște cuvinte, și cuvintele mele încă nu s-au împlinit. Oare să împlinească? El stă la gând, la, la, la un fel de îndoial, un fel de, de luptă între e adevăr, e neadevăr. Ce am spus eu, Hristos a spus că e de la Dumnezeu și parcă ar trebui să fie, dar uite am murit, acum ce mă fac? Eu am vorbit una, nu se întâmplă alta. Și în momentul în care vin femeile la, 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 la ei și le spun că am viață, atunci Petru ce face? Fuge, pentru că el știa ce așteaptă el așteaptă împlinirea cuvintelor sale și el aleargă să vadă pe Domnul lui în Și s-a mai târziu. S-a mai târziu la ați întrebat, da? Deci s-a arătat. Eu apar vădui? că am impresia da. că primii au văzut ostașii. și... Da. așa am avut eu, așa o eu impresia. Da. Nu știu, dar da. cel mai dar e probabil că nu au ce au văzut. Corect, da, eu siguranță da. Au, că nu au de, înțeles. Da. Da. Stați puțin, în da. da. altă această gardă vine la Marle Preot. Și spune, a inviat. da, și ei îl mituiesc. Înseamnă că au văzut. Tacă din gură și din. Dacă nu tacă, nu pot să să zică că ucenicii l-au furat. O vini noaptea, da? Și acum, sigur că gardinii sunt și ei într-o dilemă. stai puțin să spunem că l-au furat, adică noi suntem o incorrecti, deci nu ne-am plinit lucrarea noastră. Să zicem că n a înviat ăștia să zicem că viața ăștia ne-au mituit, ne-au dat bani. Da. Nu se prezintă, deci în Evanghelie, că și au mai vorbit ceva. Da, ne-au da, dat da. bani, au tăcut, au beneficiat de treaba da. asta. Dar, așa cum ați menționat, primii da. Probabil că l-au văzut pe Iisus, pentru că n-a da. venit îngerul să dea la o parte piatra și au căzut morți. Și cu siguranță că cel mai curios la momentul acela era Pilat, dacă se duceau la dânsul și spuneau. <laughs> cel mai da. curios, pentru că el era în suspansul acela când și-a spălat mâinile, da? Da. 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 E momentul și interesant. el era care întreba, a murit da. când da. a venit da. Da, da, da. Și de, de Așa de vreme, așa de repede a murit? A Cum? murit, chiar a murit? Da. Și el a spune, da, ofițerul care a... a, a, a a dus uh, execuția, a zis da, a fost responsabilă, a murit. Deci, diagnoză da. clară că este mort. Da. Și acum v dat seama când este înviat. Wow! Da. Deci era mort și acum este înviat. Ce rezonanță! Urm, <laughs> da. în, în toată societatea și tuturor celor care erau implicați. Bine, Iisus uh, se arată. E uh, una când dispare un corp, și oamenii bănuiesc că a, a înviat. Dar în acest caz, ce ce prezintă Apostolul, scuzați-mă, Evanghelistul Marcu, el mărturisește și prezintă mărturia tuturor celor cărora le s a ratat în realitate. Și ei l-au văzut. Da. Este, este, este o lucrare, este un, un element științific în care știți când spui că a în cineva, trebuie să aduci o listă de martori, de dovezi. Și el prezintă această listă. Păi, da. Elan, Elan, Elan și ceilalți și... Nu, vă dați seama, el e în viață și acei martori erau în viață. Nu era nevoie de... Dă o numerare și, eu știu, un ADN sau, eu știu, un cod de identitate uh -huh. pentru fiecare sau elemente de buletină pe atunci. Da, da, da. Nu era nevoie pentru că erau în viață da. și dacă cineva în colțul lui, știu, Imperiului vroia să, să aibă o contestare și sau o testare, scuzați-mă, ei puteau să facă o călătorie și să vorbească, să întâlnească pe cei care au fost maturi și vorbim cu ei să se convingă din nou, să deruleze iarăși un uh, film în, uh, în mintea lui după povestirile. Și vedeți seama ce povesteau ucenicii în momentul în care mergeau ei în alte locuri uh, să predice Evanghelia. E, și mai este o chestie care uh, Hristos, uh, atunci când lucrurile sunt uh, evidente, elocvente, nu mai este loc de credință. Hmm. Pentru că tu știi că așa este. Nu mai e. Hmm. Hristos, fără nicio problemă, putea să se ivească lui pe lat. Și zic că, uite, tu mai ai crucificat, tu ți-ai spălat mâinile, eu am fost crucificat, am murit, iată-mă în viață. Și posibil că efectul învierii lui ar fi avut, ar fi fost de anvergură mult mai mare. Sau uh, fariseilor care, care uh, dar nu asta a fost obiectivul lui Hristos. Pentru că Hristos, uitați-vă ce este, ca un fir roșu, trece prin toate evenimentele care se derulează după învierea lui Hristos, necesitatea credinței. Uh -huh. Maria, mama lui Iacov, Maria și ele trebuiau să creadă că Hristos, deci nu Hristos se, se ivește, deci ele vin și văd mormântul gol. Cei doi el se înfățișează, dar sub o altă uh, înfățișare, necunoscându-l că este Hristos și ei trebuia să creadă, uh, ucenicii deja, în momentul în care se prezintă ucenicilor, deci el uh, își arată uh, deja adevărata față și că el, el, el este. Și ultima fază este cu Toma, care uh, tot are nevoie de credință, adică peste tot este nevoie de credință. Exact. Și uh, ucenicii, mai departe, trebuie să relateze în momentul în care vor merge prin lume, iar oamenii să creadă, nu să știe ce s-a întâmplat. Coric. Echivoc. Uh -huh. Ei aveau nevoie de credință, pentru că mântuirea este inclusiv și prin credință. Așa. Da, e fericit de tine că tu ai văzut, i-a zis Domnul Iisus lui uh, Toma. Uh, Toma, dar uh, sunt mai fericiți a cei care n-au văzut, dar vor crede, vor crede, da. vor crede. Interesant cu ultima parte a acestui capitol, ultimul capitol din Evanghelie după Marcu, de la versetul 14 până, până la versetul 20, ultimul, uh -huh. cum se înțelege porunca Domnului Isus pentru, eu știu, semnele care trebuia să însoțească pe ucenici în misiunea pe care Domnul Isus a pus-o pe umerii lor. Semnele misiunii, dacă am putea noi să, uh -huh. să, să le intitulăm. Uh, da. Vă dați seama ce zice. Iată semnele, versetul 17. Uh -huh. Deci în anterior, duceți-vă și predicați și botezați și învățați și faceți ucenici. Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede în numele meu, vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu îi va vătăma și, și vor pune mâinile, își vor pune numele pe bolnav și bolnavi se vor însănătoși și așa mai departe. Ce sunt cu semnele? De ce sunt acestea prezentate de Domnul Isus ucenicilor, uh, ulterior prezentate sau spuse uh, misiunii pe care trebuiau ei să o împlănească? Um, adesea când facem o călătorie permanent. Dacă îți faci o rezervare de bilet în avion, pe acolo numai decât există și punctul acela de insurance. Sau să se uh -huh. iei asigurare. În uh -huh. de, atunci nu aveau asigurări și erau foarte periculoase. Și în momentul când Hristos le spune, duceți-vă până la marginea pământului, stai și te gândești, oh, oh, oh da? Cu ce asigurare am eu ca să ajung eu până la marginea pământului? Da, da? Și atât Hristos le spune, și uite semnele care da? Dacă cumva se întâmple ca să vă muști o, viper sau o șarpe de mână, da, n-ai să ai probleme. Deci vor scoate drac, și așa mai departe. Ce sunt niște lucruri care pe dânsii cu siguranță că îi încurajează. Cu siguranță că îi de, da, da. -i ajută, I în, ajută. da, și ajută, în, toate. Citisem nu a în, de mult despre scurtă relatare despre lucrarea Sfântului Apostol Andrei, care a ajuns până în gurile Dunării, dar și un pic încolo spre Ismail. Da. Da. E, și stăteam și mă gândeam, cu ce curaj a ajuns până aici, când aici, în momentul acela, erau popoare barbari. Erau încă Imperiul Roman, încă nu răzbătuți așa de adânc, da. Și da. erau erau răi, erau războinici. Și la urmă există un relatare pe care biserica o are comemorată de la Sfânt Andrei. Spune așa, înainte, la moartea lui, da? Andrei spune, o scumpă și dragă cruce. Da? Cu câtă nostalgie el, cu câtă înflăcărare te pornești într-o lucrare în care n-ai asigurare că ajungi, nu știi cu ce ai să te duci, dar tu te duci, pentru că te-a trimis cineva care tu nu știu, Mai un respect enorm. În situația noastră, nici nu pot compara, da? Noi ar trebui să fim așa, da? Dar pătăm evident, pentru că ei au fost printre primii cei care au făcut această înfrăcărare și sclipirea asta, unii care le-au transmis. Cu siguranță că semnele chiar erau necesare pentru, pentru lucrarea asta. Pentru ca să-i păstreze în viață, da. să-i păstreze sănătoși. Da, și Dar mai... de o mărturie. Da, și bă, mai mult de atât trebuiau să demonstreze că de fapt au o înzestrare sau o misiune din partea lui Dumnezeu. Știți, lucrul acesta nu este, spunem, de unică experiență a ucenicilor, pentru că anterior Domnul Isus, când era cu ei, timp de trei ani și jumătate, a făcut-o și nu odată, trimițându-i pe ei sau punând pe ei a, a, misiune da. și dându-le astfel de putere și autoritate pe care de fapt aici și se descrie. Ei înțeleg că același Iisus, același, care a fost cu ei până acum da. și de acum încolo tot cu ei rămâne și trebuiau ei să meargă și să predice sau să vorbească. Ce trebuie să vorbească? Ce trebuiau să aducă oamenilor? Cât de actual acest mesaj este și pentru cei care sunt în, în Moldova? Mm -hmm. Cei care sunt în societatea noastră modernă? Cât de actual este mesajul acesta? Și trebuie oare să fie însoțită de aceste semne despre care vorbește în cazul dat Domnului Isus? Mm -hmm. Uh, limbi, diferite limbi uh, de ce limbi uh, uh, să mai vorbesc în Republica Moldova? Voi... Cred că uh, iarăși uh, erau uh, atât pentru ei cât și pentru cei care uh, uh. eu aici văd o, o, o situație în care, de exemplu putem să venim să mergem puțin înapoi cronologic să vedem uh, prin ce noi ne dăm seama despre Hristos că El este Mesia inclusiv datorită minunilor pe care le făcea el. Și atunci, asociând ce ce făceau ei după moartea lui Hristos, probabil că oamenii care cunoșteau despre Hristos, ei știau că, uite, oamenii ăștia fac aceleași minuni cum le făceau și Hristos. Înseamnă că ei sunt de la Dumnezeu. Ei sunt acei oameni care au fost trimiși de, de Hristos să propovăduiască. Cred că încheia Comparații cu Hristos, noi putem să vorbim despre acestea ca fiind niște semne uh, care demonstrează faptul că ei, într-adevăr, uh, propoveau despre Hristos despre Dumnezeu și mântuire. Vă -am minte când, uh, să aminte când ucenicii lui Ioan s-au dus să-L caute pe Iisus și cu întrebare de la Ioan, da? Tu ești acela? Și atunci Iisus nu spune, nu, no, eu sunt, da? Nu spune așa, dar le spune Mergeți cu mine și o să vedeți. Și atunci ei se întorc la Ioan și spune, păi ce facea? Vindeca, era cu oameni, exact. da? Exact minunile care după aceea îi trebuiau să i însoțească pe ucenicii lui Hristos mai departe în propăvăduirea lui. Probabil că sunteți de acord, domnilor, că în primul rând Domnul Isus prezintă misiunea. Și pentru ca să împlinească misiunea în anumite nevoi speciale, le trebuiau și limbe, pentru că da. trebuiau limbă da. de, limbere sau oamenii care îi întâlneau ei probabil că nu cunoșteau limba pe care o vorbeau și nu erau traduc traducători și nu era, eu știu, Google Translate și. Sigur că da, Toate mecanismele care la ziua de astăzi sunt instrumente care ne ajută nouă în privința aceasta, ci trebuia să aibă și Dumnezeu le oferea minune doar pentru, de dragul acelui popor sau acelui limbi sau aceiași, aceiași societăți sau comunități care vorbea doar o simplă limbă, limbă, pentru ca să înțeleagă, să înțeleagă mesajul pe care îl transmite. Evident, dacă bolnavi trebuiau să fie vindecați, pentru că doar un om sănătos poate să audă, știu, să înțeleagă mesajul, mesajul lui Dumnezeu care este sănătos. Pentru că nu doar, știu, religiile necromante, știți, care aveau, știu, venerarea morților, în cazul acesta, Domnul Iisus vorbește despre înviere, nu moarte, ci înviere. Deci este o un mesaj pentru cei vii, pentru ca să trăiască pentru o veșnicie. Da. Sigur că vătămarele sau șărpii și nu știu ce, e o asigurare personală pentru ei. Asta nu înseamnă că astăzi, ca să identificăm cei care transmit un mesaj din partea Lui Dumnezeu, va trebui cumva să-i aducem și să să-i punem mâni, ce? Dar, da, mâini da, lipere și nu știu ce pe acolo <laughs> și să vedem vorbesc în limbi, nu știu de care. Nu are nimic, nicio logică în cazul da, acesta. Da. Uh, uh, bolnavi, evident, prin rugăciuni se vindecă și dacă este nevoie și se întâmplă. Astăzi nici traducere sau limbe, să cunoști alte limbi, nu da, da. este nevoie pentru că există uh, multe mecanisme da, și da, sunt da, oameni da. care au de e. astăzi și instrumente care ne ajută nou ce privește. Dar dacă va fi nevoie, Dumnezeu sigur că va intra în situații și va, da. va oferi. Dar principalul lucru este mesajul lui Dumnezeu. Frumos este versetul care spune aici Marcu la 16 cu 16. Și cine uh -huh. va crede, Uh -huh. Să vă boteza, vă fi mântuit, da? Cum spunea și Roman. Era vorba totuși, până la urmă, de credință. Da, Câte minuni s-ar fi făcut, totuși credința era firul celor roșu care străbate toată Evanghelia. Așa se face că timpul s-a scurs. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături și împreună cu dumneavoastră, meditând la aceste cuvinte scrise de Marcu, am înțeles că sunt veridice și sunt actuale și la ziua de astăzi. Cu siguranță că mesajul pe care îl transmite și obligația la care îi cheamă pe ucenici Domnul Isus este ca să trimată și să vorbească, să transmită mesajul cel bun, care se numește Evanghelie. Și care este mesajul bun? Că cineva ți-a oferit ții salvare, dar a înviat. Nu că a murit, nu doar că a murit în locul tău, dar a și înviat și este viu. Este viu și astăzi, într-o potență absolută, poate să schimbe viața. Iar în curând, el va veni pe norii cerului. Dacă ți-a plăcut acest material, te invit să ne dai o reacție și să te împărtășești cu prietenii tăi sau cu cei pe care îi iubești. Iar noi te așteptăm pentru să ne așteptăm sau îți dăm o întâlnire pentru o nouă, nouă emisiune Școala Cuvântului. Pe curând!